Bine, v-am regăsit la Eurodicționar. Ar trebui să încep cu câteva cifre, pentru că știu că ele impresionează. Și, în general, e interesant să alături unui nume, o sumedenie de cifre. Numele este Virgil Mihaiu. Cifrele sunt cam așa. Vorbește 12 limbi, are un CV care însumează aproximativ 75 de pagini, undeva în jur de 3500 de titluri publicate, cele mai multe având legătură cu poezia, în general lumea culturală, interferențele culturale sau jazzul. Pentru că Virgil Mihaiu este primul român care a fost cooptat în redacția lui Jazz Forum, cea mai prestigioasă publicație europeană de jazz. Și mai e ceva. Virgil Mihaiu este un europocentrist convins. Ce caută la Chișinău? Asta vom vedea. Ce crede despre spații, etnii, împărțiri, despărțiri, separări sau apropieri? Și asta vom vedea. Pentru că e foarte interesant să vorbești cu Virgil Mihaiu, dar vă spun ceva, va fi foarte, foarte complicat, pentru că ne-a trebuit cam vreo, dacă tot am zis despre cifre, 30-40 de emisiuni ca să reușim să-l descoasem cu totul. Dar până una alta, să vedem cine este Virgil Mihaiu și apoi începem discuția cu el. Virgil Mihaiu, cel mai important critic de jazz din România, scriitor, diplomat român, profesor de estetică a jazzului, poliglot, promotor cultural, performer de jazz, poetry. S-a născut în 1951 la Cluj. A absolvit Facultatea de Litere a Universității Clujene, secția engleză-germană facultativ, spaniolă-portugheză. În anul 1981 devine membru al Uniunii Scriitorilor din România. Din 1993 este membru de onoare al Asociației Criticilor de Jazz din Statele Unite. Fondează Jazzographics, primul grup româno-britanic de jazz poetry. Blacklists upon blacklists. The soldier in his sentry box gives over his life. În 1997 devine membru de onoare al juriului mondial Downbeat Jazz Critics Poll și membru de onoare al Asociației Culturale Cehia-România din Praga. În anul 2001 devine primul est european cooptat în redacția revistei Pivot a jazzului mondial Downbeat, editată la Chicago și membru al societății Francis Scott Fitzgerald din New York. În 2004 e cooptat în juriul care acordă premiul european de jazz patronat de guvernul Austriei. Între 2006 și 2012 a fost directorul Institutului Cultural Român din Lisabona și ministru consilier pe lângă Ambasada României din Portugalia. Colaborează cu poeme, eseuri, critică literară, muzicală și coregrafică, traduceri din engleză, germană, spaniolă, portugheză, franceză, suedeză, rusă și italiană la reviste de cultură din România. Este publicat în peste 22 de țări. Timp de peste 20 de ani, între 1980 și 2004, realizează emisiunea Eseu Jazz la Radio Cluj și CD Radio Napoca. 10 ani îi dedică emisiunii Jazz Relief la TVR Cluj. Realizează filme artistice de scurt și mediu metraj. Așadar, ați observat, este profesor de estetică a jazzului la Academia de Muzică din Cluj. Cluj, centrul Transilvaniei, înnebunit, îndrăgostit de Cluj, de Transilvania, de Europa. Virgil Mihaiu, bine venit în emisiune. Sunt privilegiat să vin aici și prin telepatie aveam așa ceva, nu știu, o speranță că ne vom revedea. Și tu, uite că ne-am revăzut exact unde ne-am fi gândit mai puțin, nu, la Chișinău. Eu mă gândeam mai mult, pentru că în România, din păcate, marile valori nu se prea întâlnesc. Și am ajuns să ne întâlnim bine exact în Basarabia, ceea ce mă bucură enorm. Da, e o întâlnire frumoasă într-un mare spirit și un mare trup. Bun. Jazz, muzică, întâlniri. Da. Spune-mi, noi ne aflăm acum într-un spațiu care e foarte frământat. De multe întrebări, de prea puține răspunsuri și de foarte multe îngrijorări. Tu, pe de altă parte, ai condus Institutul Cultural Român, de exemplu, de la Lisabona. Ești obișnuit, ai scris și despre jazz rusesc foarte mult și aș putea spune că ești un soi de autoritate în materie de jazz în Rusia. Spune-mi, te rog, cum anume crezi că ai putea tu, europocentrist convins,
să le spui eurosceptici de la Chișinău, care sunt și foarte speriați de anumită propagandă, lucruri bune despre Europa? Ce le spune bun despre Europa? Păi, în primul rând, dacă te-ai născut între Atlantic și Ural, nu poți să fii altceva decât european. În al doilea rând, diviziunile acestea absolutamente arbitrare au fost rezultatul unor, nu știu, ciocniri ideologice care până la urmă demonstrau, nu știu, o permanență a răului mai mult în ambele părți, nu necesarmente într-o anumită parte. Și eu cred că artiștii, în primul rând, arta, cultura și toate domeniile conexe sunt menite să contribuie chiar la această unitate continentală, pentru că la urma urmelor această peninsulă, cam așa arată Europa ca o peninsulă, dimensiunile ei sunt insignifiante raportat la celelalte continente, în afară de Australia. Deci noi, ca dimensiune spirituală, putem să ne afirmăm și din cauza asta, de fapt, întreaga civilizație actuală este cumva bazată pe cultura europeană. Ne mai vorbim de acest domeniu al jazzului, care este un domeniu al libertății prin excelență. Este o muzică a secolului 20 care s-a afirmat ca o metaforă a libertății prin caracterul ei improvizat, spontan, creativ și așa mai departe. Or, eu o consider întotdeauna, am judecat-o ca un fel de seismograf cultural și chiar al, nu numai al mentalităților, dar chiar al spiritului națiunilor cuprins în acest mozaic fascinant care este Europa. Ei, așa cum într-adevăr putem reproșa Occidentului că adeseori a ignorat partea noastră de lume, și noi cred că suntem de fapt, prin rădăcinile noastre, forțați moralmente să privim continentul ca o unitate. Și e în beneficiul nostru să luptăm pentru afirmare, dacă e vorba de, ai zis, de prezența mea la Jazz Forum, era într-adevăr exemplar acea redacție, era exemplară pentru că reușea să coaguleze forțe de jazzologi din toate țările, nu numai europene. Erau peste 35 de națiuni și aveam acolo în pagina 2 numele și adresa, într-o perioadă când era foarte important să poți contacta. După care, după 90, când s-a creat libertatea asta de mișcare, am reușit încă o prioritate, adică am ajuns primul central est-european cooptat în redacția Downbeat, care e un fel de revistă de referință a mișcării mondiale, a jazzologiei mondiale, editată în America. Ori, exact ceea ce spuneam aici la Chișinău adeseori. Ce am sesizat? Am sesizat că noi ne prezentam, noi, est-europenii, cam la niveluri comparabile cu jazzul mondial, dar sigur eram mult mai puțin cunoscuți decât am fi meritat. Și fiind introdus în acel juriu mondial care se numește Downbeat Jazz Critics Poll, am avut așa o acțiune în timp, consecventă, vreo 20 de ani, în care când mi se cereau nominalizările anuale la această ierarhie mondială a jazzului, eu spuneam exact ce știam. Cel mai bun saxofon sopran, Petras Vișneauskas din Lituania. Gitară bas, Zurab Gagnize din Georgia. Violă, Anatol Ștefănesc din de aici. Pentru că așa era, de fapt. Dar ei erau puțin, să spun, necunoscuți, quasi necunoscuți în Occident. Și în acea redacție, unde iarăși figurez în pagina 2, scrie România, Virgil Mihaiu, încet, încet, acum 2-3 ani, am constatat că, au zis domnule, astea, ori e nebun, ori are dreptate. Și mi-au luat toate aceste nume, care sunt multe, și le-au introdus pe lista de nominalizări. Deci, acum, toți cei 100 de membri ai acestui juriu mondial primesc anual, ca propuneri, aceste nume, o mare performanță, fiindcă până acum zona noastră era dificil percepută, complicat percepută. Ori, da? Recunosc că îmi place foarte mult când spui în permanență zona noastră. Da. Ne identificăm cu toții ca este europeni, uite, chiar dacă în momentul ăsta Uniunea Europeană se termină la prut, dar nu, da, nu simt la tine niciun fel de separare. Nu, din contră. Tocmai aici este într-adevăr un element fundamental și pe care într-adevăr e criticabil la nivelul nostru. Mă refer iarăși la zona noastră. Această
ignoranță reciprocă între țările din Est. Asta e absolut păguboasă. Și o constați dacă dai drumul la un post de radio. Uite, acum am venit din Croația și subit constați că exact așa cum ei nu-ți prezintă nicio piesă din părțile noastre, să zic România, Basarabia, Ucraina, nu știu ce, nici noi habar n-avem ce cântă croații. Deci mă refer la zona asta. Intri în Ungaria, auzi numai muzică ungurească sau americano-anglosaxonă. Deci asta e, după opinia mea, nu știu cum să zic, un izolaționism și un fel de snobism din ăsta pernicios pentru noi înșine. Adică noi avem niște valori similare, de exemplu ajungem în Zagreb și constați că e un fel de Cluj, hai să zic poate cu populație dublă, dar ca atmosferă, ca civilitate, te simți ca în Transilvania, perfect, e ca la tine acasă. Ei, dar trebuie să lupți ca să-i conștientizezi, trebuie să discuți cu domnul Emil Boc, care e primar și care mi-a fost student, îți dai seama, și spun, știți că noi suntem înfrățiți cu Zagrebul? Noi? Deci, da, suntem și nu faceți aproape nimic, nu el, dar mă refer nici la croați, la fel. Bine, acum, hai să rămânem în notă asta, să întreb un lucru. Cât de ușor ți-ar fi, de exemplu, să înfrățești, să zicem, Chișinău cu Zagrebul, să spunem? Aici eu aici, cum să spun, intrăm în domeniul speculațiilor, fiindcă aici e o situație particulară. Clujul era considerat al doilea centru din România, era înfrățit cu al doilea din Iugoslavia și cu al doilea din Uniunea Sovietică, drept care noi suntem înfrățiți cu Zagreb și cu Kiev, care între timp au devenit capitale. Deci, ceea ce este un privilegiu. Noi ar trebui să profităm de treaba asta. Eu asta încerc să conștientizez. Bun, ok. Da. Chișinău ar avea absolut toate șanse. Vreau să spun că m-am luptat ca acest grup magnific Trigon de aici să cânte la marele festival de jazz la Zagreb și mi-a reușit, paciența. Și cum au fost primiți? Excepțional, ca peste tot. Toată problema e să fie expus publicul. Deci ei cânt atât de convingător încât au cântat din Noua Zeelandă și până în, nu știu cum să spun, până în Irlanda, până în Spania, deci pretutindeni succesul e garantat prin calitatea muzicii. Problema este să-i expui, fiindcă la ora actuală este așa o inflație, așa o, să zic, chiar confuzie valorică, încât dacă omul nu are șansa asta să penetreze cumva în conștiința celorlalți, îi picăm într-o Babilonie fără margini. Da. M-aș întoarce puțin la jazz, pe care l-ai definit foarte frumos ca fiind expresia supremă a libertății în muzică, adevărat. Și poate și de asta e ușor de înțeles la început, provoacă teamă pentru cei care n-au mai ascultat acest gen. E genul despre care într-o primă fază ai spune, n-aș putea să ascult mai mult de 10 minute așa ceva. Fac analogia acum între această expresie a libertății și teama de libertate sau de libertăți a Estului Europei. Există aici, la Chișinău, de exemplu, o propagandă anti-europeană destul de puternică ce spune cam așa. De ce vă trebuie vouă Europa, țara tuturor libertinajelor, nu a libertăților, a tuturor exceselor, a tuturor lucrurilor lipsite de minte și așa mai departe? Eu cred că aici e o eroare de percepție mare, pentru că vreau să spun onestamente că eu mă simt mult mai liber în Estul Europei decât m-aș simți în Occident. Și nu știu cum să spun, depinde de cultura locală, de capacitatea omului, de deschiderea sa umană, care realmente în zona noastră este mai mare decât cu cât avansez mai mult spre Statele Unite, cu atât devine mai restrânsă. Deci lumea e mai circumspectă, puțin mai egocentrică, mai nu știu cum. Și noi tocmai aceste valori trebuie să le permanentizăm, cumva să le propunem cumva ca o îmbogățire a spiritului european. Vreau să spun că asta se percepe și la nivel nord-sud, cumva. Deci, de asta eu, de când am fost în această funcție diplomatică, am perceput cu mult mai, cum ca o valoare națională supremă, apartenența noastră la spațiul latinității. Asta este un atu incomensurabil, efectiv. Adică, nu știu cum să zic, dar gândește-te numai, dacă te gândești la alfabetul latin, care este un reper pentru cultura europeană. Și faptul că tu ești, de fapt, inclus în acest sistem de valori care a creat bazele civilizației, sigur, și în combinație cu Grecia antică și cu Bizanțul și așa,
Asta trebuie valorificat. Și dacă tu, istoric, ai acumulat niște valori de care poate că ești inconștient, dar care sunt realmente niște valori, mai ales la nivel uman, așa, într-adevăr, trebuie, într-un fel, să ții la ele, să fii orgolios de ele și să le oferi tu culturii europene. Ceea ce a făcut și cultura rusă, de altfel. Locuitorii din Republica Moldova, uneori îți lasă impresia unui paradox. Uh-huh. Foarte atașați de valorile lor, foarte mândri să le afirme, dar în egală măsură suspicioși în raport cu ceea ce vine de din afară. Uh-huh. Ori voi veniți acum să propuneți un festival de jazz care pentru mulți rămâne exotic, dar poate ușor inaccesibil. Uh-huh. Cum reușești sau cum vezi tu o reușită în a dezmorți lucrurile, în a încălzi lucrurile? În general, prin acest tip de muzică, oriunde îl prezint, dacă vreau să zic, festivalul de imens succes se desfășoară într-un spațiu în care n-ai crede, eu m-am familiarizat cu asta, la Tbilisi, da? La Erevan, la Baku, în Estonia, amicul nostru Tudor Vesa de la Ungna Mureș, care organizează ziua jazzului în Transilvania, a fost invitat la un festival la care, apropo de acest spațiu prezidențial, a participat președintele Estoniei acum 3 luni. La festival într-o insulă lângă Estonia, vin muzicieni de peste tot, cântă și președintele își ia liber o săptămână să asiste la acest festival. Deci vreau să zic că, indiferent unde, asta m-am convins, începând din Vietnam, să-ți mai dau un exemplu, Vietnam. Un exemplu colosal. Deci, unul din marii chitariști pe care eu pun acolo este Nguyen Le, care e socotit Jimi Hendrix al Vietnamului, absolut fascinant și care are niște discuri uluitoare. Am fost invitat la Smithsonian Institution în Washington D.C. și erau vreo 200 spectatori, erau doar din stafful acelei instituții, un fel de minister al culturii al Statelor Unite. Și nu m-am putut abține, evident, am început cu această mini-propagandă, le-am băgat jazz din Azerbaijan, Vagif Mustafa Zadeh, din Letonia, bun, am ajuns inevitabil la Nguyen Le din Vietnam, la care sala fascinată și directul instituției organizatorului spune: Virgil, te rog, copiază-mi acest disc cu acești muzicieni uluitori. De un proiect incredibil, are vreo 7 albume care se cheamă Tales of Vietnam, nu știu cum, și care sunt așa, jumătate din grup este o vocalistă fascinantă, Huong Thanh, absolut de nivelul Imei Sumac, acea cântăreață din Peru, da? Și care, cum să spun, te blochează, pentru că tradiția muzicală este complet extraterestră. Lângă ea încă 4-5 instrumentiști cu instrumente pur vietnameze și lângă ei încă 5 muzicieni de jazz adevărați. Începând cu Paolo Frezu la trompetă, care a cântat anul trecut aici, italian de vârf, din Sardinia. Muzicieni colosali. Și această sinteză a fost atât de convingătoare, încât audiența americană, care până atunci credea că acest tip de muzică e pur afro-american, s-a trezit cu o combinație europeană-vietnameză care suna uluitor, pentru că îmbogățește bagajul stilistic al jazzului cu niște componente uluitoare. Exact ceea ce face Trigon, face această sinteză. Apropo de Trigon, apropo de sinteză, haideți să luăm o scurtă pauză, pentru că lângă vorbele astea de frumoase trebuie să existe și niște sunet. Muzica trebuie ascultată. Ea poate fi și vorbită, după cum ne arată Virgil, dar haideți să ascultăm puțin, haideți să gustăm puțin de atmosfera festivalurilor de acest tip și ne întoarcem la discuție și o particularizăm puțin mai mult pe ceea ce în acest moment înseamnă Republica Moldova, înseamnă Chișinău, înseamnă Europa de Est, dar Europa. Cele mai importante festivaluri de jazz din lume au loc în Canada, Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană. Cele mai multe dintre ele, câteva sute, sunt organizate în UE. Iată câteva dintre cele mai cunoscute. Festivalul de jazz din Marsillac, Franța, este unul dintre cele mai mari festivaluri de jazz din Europa. Marsillac se află la o distanță de aproape 800 de kilometri la sud de Paris și la 130 de kilometri depărtarea de Toulouse. Festivalul este organizat la sfârșitul lui iulie, începutul lui august și adună anual peste 200.000 de amatori de jazz. Fondat în 1978 de Jean-Louis Guillaume, festivalul durează 2 săptămâni și se desfășoară într-un decor medieval. Trompetistul Wynton Marsalis este ambasadorul evenimentului din 1991. Locuitorii din Marsillac au ridicat chiar și un monument în cinstea lui.
La Paris, cel mai important festival de jazz este organizat în Parc Floral. Concertele au loc în fiecare sâmbătă și duminică de iunie și iulie, pentru că locurile sunt gratuite, iar biletul de acces în parc are un preț aproape simbolic. Oamenii vin să ocupe rând încă de la 3 dimineața. Festivalul de jazz din Copenhaga este un eveniment organizat în capitala daneză din 1979. De atunci, în fiecare an, la începutul lunii iulie, aici vin să cânte și să asculte jazz peste 250.000 de oameni. De altfel, în toată Danemarca anual au loc peste 1.000 de concerte de jazz. Festivalul de jazz de la Nice este unul dintre cele mai bătrâne festivaluri din Europa. Datează din 1948 și de atunci n-au făcut pauză niciodată. Este și unul dintre cele mai prestigioase din zonă. La festival au cântat cele mai notori nume din istoria jazzului: Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Miles Davis, Ray Charles, Lionel Hampton sau Wynton Marsalis. O altă sărbătoare a muzicii se întâmplă în Finlanda, într-un micuț orășel numit Pori. Anual, aici sunt organizate peste 100 de concerte de jazz, la care asistă circa 160.000 de spectatori. De altfel, în perioada celor 10 zile cât durează festivalul, în oraș nu se aude doar jazz, dar și alte stiluri muzicale, chiar și hip-hop. Festivalul internațional de etno-jazz din Moldova a reușit în doar 14 ani să devină cel mai de amploare festival de jazz din această zonă a Europei. Este un eveniment de referință mondială în domeniu care adună în toamna fiecărui an legende ale jazzului, dar și începători talentați de pe tot globul. Chiar dacă noi riscăm să aducem aceeași formație de două ori, deci de fiecare dată vii cu un alt proiect. Să revenim așadar, am gustat puțin așa din ceea ce se putea gusta, dar mergem mai departe cu o discuție cu Virgin Mihaiu, pentru că mă interesează foarte, foarte mult acum să ne concentrăm puțin pe ceea ce înseamnă, să zicem, valoare, profunzime muzicală, talent local. Eu am rămas uluit de tot ceea ce am găsit în materie de act artistic în Republica Moldova, fie că e vorba de imagine, de sunet, muzică, gusturi, orice, totul este, din punctul meu de vedere, extrem, extrem, extrem de valoros. Da, sunt foarte curios să văd cum îi percep tu și cum i-ai promova. Ai fost un ambasador al culturii române. Fă exercițiul ăsta și pentru Republica Moldova. Tot ce ai zis a fost perfect, nu mai am ce spune. Nu, exact ai exprimat ce aș fi spus și eu. Și asta cu verificări, cum să spun, empirice și aproape cotidiene, pentru că la noi, la Academia de Muzică din Cluj, beneficiem de un aport extraordinar de talente basarabene. Nu mai spun, la liceele noastre de coreografie, la arte plastice, în toate sferele. Și eu chiar eram îngrijorat, zic, ce se întâmplă aici? O emoragie de talente, zic, de unde se mai refac? Vin aici și sunt invitat să țin prelegeri la Academia de Arte și când mă uit, de la anul 1, altă generație care crește. Este impresionant, impresionant. Nu știu, dacă stai puțin să cugeți la cultura română, îți vei da seama de rolul poeților noștri mari, de la Eminescu la Bacovianu, Enescu, Gavril Muzicescu, Porumbescu. Deci aportul moldav în cultura română este quintesențial, ce să mai vorbim? Adică sunt repere, de la Miron Costin, de la Cantemir. Deci, asta deja e o parte vitală a culturii noastre și efectiv eu n-am văzut, poate în toate sferele, chiar și la Facultatea de Arhitectură, de Medicină, de Inginerie, niște valori, încântători și așa, nu știu, cum un stil mai uman, cumva, parcă mai cald, mai așa, mai comprehensiv. E într-adevăr încântat. Aici poate că sunt subiectiv, să spun onest, dacă e permis, diriginta noastră, doamna Natalia Chiriță, cred că era născută în Cojușna și a fost șefă de promoție la liceul de fete de aici, prestigios. A fost colegă de bancă cu Magda Isanos. Și cu buna mea amică Iraida Digodi, care și-a dat un doctorat pe cultură din Basarabia în perioada interbelică,
am fost în vizită, doamna asta ajunsese centenară și întotdeauna am considerat-o cea mai valoroasă profesoară pe care am avut-o noi la liceul Racoviță din centrul Clujului, într-o perioadă în care era aproape prohibit să vorbești despre Basarabia. Deci eu de atunci poate și subiectiv m-am atașat, dar am și alte rațiuni. Acum asta e o paranteză. Poți să o decupezi. Nu, din potrivă, vreau să o las. Spune. Nu se decupează nimic. Da. Să fac lucrurile alea drept. Să spun întrebarea cea nedreaptă care te obligă să pronunți nume în detrimentul altora eventual. Da. Dar hai să luăm muzicienii cu care ești în contact. Jazzul din Republica Moldova, jazzul basarabean. Da. Dă-mi câteva nume, dăm câteva repere. Îți dau repere, uite, spun muzicienii pe care eu îi trec în acest clasament cel mai exigent din lume, care se face anual, această ierarhie mondială, dar, de toate categoriile. Dar îi treci acolo pentru merită muzicală, nu pentru subiectivismul de care ai zis mai devreme. Trebuie, nu, asta, cum am ajuns eu să mă interesez mai mult despre Basarabia, dar nu, acolo e strict pe valoare, deci... Am spus, violă, Anatol Ștefănescu, formație, talent deserving wider recognition, deci talent care merită recunoaștere mai amplă, asta e în fiecare categorie instrumentală și compozitor și producător. La grup, Trigon, la percuție, Gary Tverdohleb, la instrumente cu claviatură și compoziții, Dorel Burlacu, la poliinstrumentiști, Valeriu Bogeanu, da? Deci, ți-am spus deja dintr-un foc, urmează acum Nadine Trohin, o nouă super talentată vocalistă. Deci, foarte mult. Acum, ca să mă scuz că să nu-mi pierd ideea, cred că vei fi de acord că, de exemplu, revista Contrafort, condusă de Vitalie Ciobanu și Vasile Gârneț, este una din cele mai puternice reviste într-o cultură care se bazează puternic pe revistele culturale, cum este cea română. De acord. Exact. Deci, acum ce să mai spun? Putem vorbi de cineași, putem vorbi de actori, de mulți. Dar când mă întreba și de muzicieni, eu spus ei câteva exemple. Bun. Tu faci ce poți și faci foarte mult ca să-i promovezi să fie cunoscuți. Pe de altă parte, iată, împreună cu Anatol Ștefăneț, aici, acum, la Chișinău, în perioada asta, cântă nume uriașe ale jazzului. Da. E asta suficient? Ce ar mai trebui făcut pentru ca acest spațiu să-și ocupe locul pe merit și să scape de toate spaimele și complexele pe care alții le tot induc? Cred că trebuie noi înșine, într-un fel, să ne eliberăm de prejudecăți, da? Și să fim... Deci, ca să revenim un pic la perioada asta de diplomație, cât am stat 7 ani în Portugalia, pentru mine este irelevant dacă cel mai important grup de jazz român, asta spun cu toată responsabilitatea, din ultimii 20 de ani a fost Trigon, care a reușit o sinteză a spiritului muzical de pe întreg teritoriul romanității, vă spun din Satul Mare până în Dobrogea și din Oltenia până în Bucovina, da? Deci, atunci, evident, mă simțeam obligat pe ei să-i duc la Lisabona să cânte. Am reușit 2 turnee cu ei. Nu mă interesează de unde. Deci, nu am niciun fel de prejudecată dacă un artist plastic, acum din Cluj, vinde cu 1.500.000 de lire sterline pictură la Londra, ce s-a întâmplat acum 3 săptămâni, ăla clar că vine de la Tate Gallery la Cluj, vine o echipă și începe să tragă cu aspiratorul casă pentru viitor, nu numai de la acest pic, dar e o adevărată școală în Cluj. Deci sunt niște valori la noi și de asta eu cât am fost acolo în funcție, am spus, domnule, măcar noi între noi, dacă suntem în spațiul ăsta, atunci, indiferent din ce zonă provine un talent, el trebuie promovat. De exemplu, pentru anul viitor sper să aduc grupul lui Corneliu Stroie, care se numește Balcanamera și care e din Constanța și face o sinteză tot așa. Muzicile noastre cu ritmurile astea asimetrice, combinate cu muzica din Caraibe, da? Și care e tot o formă a latinității, dar o latinitate africanizată. Deci e foarte interesant ca propunere și ca muzică, o să vezi, să sperăm că ne iese paciența. Deci la fel cum foarte bine spui, ar trebui, într-adevăr, nu știu cum, beneficiind de această lărgire a spațiului european, nu? Că acum în fine încep să intre și țările astea fabuloase din fosta Iugoslavie, da? A intrat Croația, Serbia e foarte avidă, Muntenegru e în plin avânt, nu? Și acum, eu zic că în beneficiul nostru, eu nu știu, cred că poate la nivelul clasei politice ar fi necesară o conștientizare a
revelării aportului nostru, iar dincolo poate că au și enorm de multe probleme, dar în Europa este un mare beneficiu la nivel cultural, care de fapt ne dă nouă identitatea, nu? În primul rând, aportul acesta este european. Deci asta clar trebuie conștientizat la nivelul structurilor, să zic așa, centralizate cumva. Mă bucur că ai spus asta și mă bucur foarte mult că ai vorbit despre aportul est-european, dar pe de altă parte mă întorc și la ce spuneam atunci când sumar m-am referit la biografia ta, și anume că ești un foarte bun specialist și în jazzul rusesc. Da. Există tendința aici de a fi pus în fața ochilor oamenilor o sperietoare, și anume ori alegeți cu Europa, ori cu Rusia. Este Doamne ferește. Deci să-ți explic, uite, mai dau un mic exemplu. La Varna este un mare festival de coreografie consacrat, poate în Europa printre cei. Și când am întrebat cine vă sponsorizează, erau japonezi. Zic, dar ce au japonezii cu coreografia? Zice, pentru ei, Sankt Petersburgul era Occidentul. Deci acolo unde coreografia era la maximum, că și acum pe plan mondial e un... Nu? Deci ai spus Rusia, ai spus tot în materie de dans. Pentru ei, asta era percepția. Deci cultura asta pe care noi o credem că ar fi pur estică, din unghi japonez, este foarte occidentală. Deci astea sunt niște, cum ai spus, niște frontiere foarte arbitrare, foarte relative și care sunt, zic eu, absurde. Sigur că îmi place foarte mult fiecare să-și afirme identitatea, e magnific, dar trebuie cumva să devenim conștienți de valoarea atât a spațiului nostru, cât și a spațiului european, din care din fericire facem parte. Dacă ar fi așa cumva să-i încurajez puțin și pe etnicii ruși care trăiesc în Republica Moldova și care unor se simt amenințați de diverse lucruri, Ce anume, de exemplu, le-ai spune cu privire la valorile rusești agreate în Europa? Uite că, nu, realmente sunt, poate că eu aș fi oarecum o excepție, fiindcă la noi s-a creat și un reflex invers, a fost și un fel de politică de stat. Pot să-ți spun, în anii 80, noi vedeam pe șes, pe ascuns, aproape filme de Tarkovski, de Nikita Mihalkov, ele erau pernicioase contra dictaturii, nu ale americane. Cele americane erau convenționale, era Dallas la care se uita Ceaușescu, bine mersi, cu consoarta. Deci aici era clivajul, pentru că într-adevăr marea artă se făcea în aici. Acum ar fi culmea să încep să faci o diviziune aici, când de fapt îți spun opinia mea pe care o spun din prima frază, uite și aici, poftim. În Jazz Connections in Portugal, da? Sau Jazz Connections in Romania, nu? Deci sunt niște sinteze. Și pe prima frază spun, geopolitic și geocultural, continentul european, ca și cu expresia lui Charles de Gaulle, se întinde de la Atlantic la Ural. Ce să discutăm? Și bineînțeles, vreau să zic că extensiile merg mult peste Ural. Deci la ora actuală există jazzmen exact ca și ea de care am vorbit, pianist Edgar Djangirov din Kirghistan, la nivel american recunoscut. Beka Gocashvili, băiat de 16 ani din Georgia, care cântă cu toată elita jazzului american. Ce să mai spun? Aziza Mustafa Zadeh din Baku, pianist, la fel, vocalistă, tot ce vrei. Capitol întreg despre jazzul din Uzbekistan. Incredibil. În anii 80 chiar se creaseră, în perioada aceea de liberalizare, niște structuri incredibile, festival de jazz islamic în Uzbekistan, în Kazakhstan. Și chiar, adică, s-au creat valori pe care eu le-am pe disc. Ceea ce, într-adevăr, iar nu mai spun, contribuția Republicii Tuva, care la avangarda jazzului este impresionantă. Este Sainko Namchalak, o vocalistă completamente, un fel de Yoko Ono. Deci Yoko Ono din Tuva. Deci când intri în sfera jazzului, deja nu mai există restricții, frontiere, nu știu cum. Este un limbaj universal în care fiecare are forța cu atât mai mare cu cât știe să-și valorifice propria identitate. Hai să fie asta încheierea noastră, să ne oprim aici, am ajuns la sfârșitul emisiunii. Da, despre asta este vorba. Dacă v-ați temut cumva de faptul că Europa va ruci de identitatea, nu, cu siguranță nu. Și iată, ceea ce ne-a spus Virgil Mihai este perfect adevărat. Cel puțin în jazz ești cu atât mai valoros cu cât îți folosești și îți valorifici mai bine propria identitate. Virgil, mulțumesc mult pentru prezență. Mersi din suflet.
dumneavoastră pentru atenție. Ne întâlnim săptămâna viitoare tot la Eurodicționar. Până atunci, have some jazz. La revedere. Bun.